Între 2 și 9 decembrie, mai multe evenimente au avut loc în colaborare cu instituții de învățământ și organizații locale. Printre acțiunile organizate s-a numărat conferința Integritate pentru viitor, desfășurată pe 2 decembrie în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde studenții Facultății de Drept au participat la dezbateri privind prioritățile și competențele DGA. Direcția Generală Anticorupție se prezintă ca o instituție care continuă acțiunile cu fermitate pentru prevenirea și combaterea faptelor de corupție în rândul lucrătorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și a celorlalte categorii de funcționari publici. De asemenea, reamintim că pentru o relaționare mai facilă cu lucrătorii instituției noastre, cetățenii au la dispoziție call center-ul anticorupție 0800 806 806, la care pot semnala aspecte legate de comiterea unor fapte de corupție de către lucrători din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest context și pentru a sărbători Ziua Internațională Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Iași a desfășurat o serie de activități menite să promoveze aceste valori precum integritatea, corectitudinea și transparența. Pe 6 decembrie, cetățenii care au tranzitat aeroportul internațional Iași și punctul de trecere a frontierei Sculeni au fost informați despre semnificația acestei zile. Materiale educative au fost distribuite pentru a evidenția consecințele implicării în fapte de corupție. Evenimentele s-au încheiat pe 9 decembrie cu o activitate educațională desfășurată la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi, în cadrul proiectului Infobiblioteca Viață, Anticorupție, Libertate, ediția a 7-a. La această întâlnire au participat cadre didactice și elevi ai Colegiului Tehnic Mihail Sturza. Pe parcursul săptămânii, DGA a promovat mesajul său instituțional, integritate pentru credibilitate, în rândul polițiștilor de frontieră, studenților, cetățenilor străini și participanților la activități educaționale, sublinind rolul esențial al fiecăruia în combaterea fenomenului corupției.